Dar vreau să vă întreb ceva, domnilor, pentru că, din nou, profit de expertiza dumneavoastră. Soția președintelui României, nu vreau să personalizez neapărat, dar poate mai e cineva în cazul domniei sale, măcar să știm și noi. Înțelegem că nu este în grevă, dar că ține ore online. Este legal să țină ore online, doamna Iohannis? Domnule Dragne. Depinde cu cine. Cu elevii domniei sale. Că dacă are vreun profesor, precum, dacă are vreun elev la pregătire la limba engleză, precum este soțul domniei sale, poate să țină lecții private și online în acest moment. Dar cu elevii de la clasă, de la școala unde predă domnia sa, poate să țină ore online în timp ce colegii domniei sale sunt în grevă? Păi care este cadrul legal? Să-l întrebe pe secretarul de stat, Sorin Ion, care ne-a spus prompt cum e cu definiția tehnică a înghețatului anului școlar, să ne spună și cum predă online unul dintre profesorii României astăzi. Minunat. Vreau să remarc pentru întreaga opinie publică lipsa de reacție a președintelui Republicii, profesor, fost inspector școlar general, fost primar al unui oraș foarte important din România care a administrat învățământul în acel oraș, care până la această oră nu a ieșit public să ceară o mediere a acestui conflict între clasa politică și angajații unui sector de activitate extrem de important. Dar chiar așa, domnule Nistor, vin și către dumneavoastră. Am înțeles, doamna Iohannis face ore online în plină grevă. Presupun că ele nu se iau în calcul ca ore cu adevărat, că înțeleg că nu e cadrul legal din ce spune domnul Dragne. Dar domnul președinte Iohannis s-a întâlnit vreodată cu dumneavoastră în aceste două mandate? Pentru că domnul Hader îmi spunea că niciodată nu a fost chemat de domnul Iohannis. Federația în sine, alma mater, vă rog. Singurele întâlniri pe care le-am avut au fost cu ocazia discuțiilor purtate pe proiectul România Educată în cadrul comisiilor de specialitate organizate la nivelul Palatului Cotroceni și, bineînțeles, în momentul în care se prezentau date finale vis-a-vis de raportul în cauză. Cam atât. I-am solicitat pe președintele o intervenție urgentă pentru că în calitatea domniei sale de mediator trebuie să intervină în regim de urgență în conflictul care s-a izbucnit în momentul de față între personalul din învățământ și Guvernul României. Domnia sa are și obligația morală să intervină pentru că înainte de a fi președinte, deci este profesor. Și lucrul acesta ar trebui să conteze foarte mult. Da. În privința cealaltă mi-am propus să nu spun absolut nimic despre colegii noștri care nu participă la acțiunea de protest. Este dreptul lor. Da. Este vorba decis în concordanță cu conștiința lor și atât. Da, doar că nu sunt orele online. Nu trebuie să uite următorul lucru. Da. Noi trebuie să fim modele pentru copii. Și ești un model atunci când noțiunile de solidaritate și unitate le pui tu în aplicare în primul și în primul rând. Adevărate modele pentru maturii din România sunt elevii din Constanța. Care da, am avut și eu un invitat mai devreme, da. Cu toată responsabilitatea, cunoscând ce anume înseamnă declanșarea unei greve generale, au fost alături de noi și nu numai prin mesaje, nu numai declarativ, au participat și la acțiunile noastre de protest. Înseamnă model de asumare, model de solidaritate, model de unitate cu noi, dascărilor. De la ei trebuie să învățăm, de la ei ar trebui să învețe și cel care are putere de decizie în România. Bun, domnule.